Banii sunt un mijloc de plată și un mod de a monitoriza evoluția societății. Oamenii au avut întotdeauna o relație complexă și complicată cu banii. Îi iubim și urâm în același timp. Îi iubim pentru că ne pot aduce ceea ce ne dorim și îi urâm pentru că au o anumită putere asupra noastră. Încă de la apariția primelor monede, banii au fascinat și au subjugat omenirea. Dar fiecare dintre noi ne-am întrebat măcar o dată în viață unde și când se fabrică banii noștri, cei de toate zilele, adică leii. Monetăria statului fabrică bani la cererea Băncii Naționale a României. Prima monetărie a fost înființată la data de 24 februarie 1870 într-un sediu de pe șoseaua Chiselev, eveniment desfășurat în prezența domnitorului Carol I, a primului ministru Alexandru Golescu și a lui Ice Brătianu. În 1957, monetăria trece în subordinea Băncii Naționale a României. Banca Națională este instituția care coordonează activitatea monetăriei și a imprimeriei și comandă ce cantități de bani să se fabrice în baza unor studii. Grafica bancnotelor este realizată de specialiștii Băncii Naționale. Imprimeria primește grafica de la Banca Națională, apoi aplică prin intermediul unor programe pe calculator elementele de securitate pentru a preveni falsificarea. Imprimeria Băncii Naționale este singura instituție de acest gen din Europa care tipărește bancnote pe suport polimeric, adică pe plastic. Banca Națională a luat decizia să renunțe la fabricarea leilor din hârtie pentru că se rupeau ușor, iar suportul de polimer este mult mai greu de falsificat. Bancnota din plastic este cu 30% mai scumpă, dar de 6 ori mai rezistentă decât cea din hârtie. Aceasta este mai ieftină totuși prin prisma faptului că se înlocuiește mult mai rar. Fiecare bancnotă din România are 11 elemente de siguranță. Cerneala care își schimbă culoarea, filigranul, banda iridescentă, firul de siguranță, elementul de suprapunere, microtextul, imprimarea vizibilă în lumina ultravioletă, imprimarea aurie, imprimarea în relief, microperforațiile și imaginea latentă. Pe bancnotele mai mari, cum sunt cele de 50, 100, 200 și 500 de lei, sunt imprimate cu cerneală pe avers elemente care își schimbă culoarea din auriu în verde, în funcție de unghiul din care este privită bancnota. În ceea ce privește fabricarea monedelor, în fiecare an, din 6.000 de tone de metal, se fac peste 1 miliard de monede din oțel și alamă. Materia primă care vine din Franța, Marea Britanie sau Italia ia forma banilor într-o presă care îi imprimă cu 2 ștampile monetare. Curios este faptul că nicio țară din lume nu a renunțat încă la banii mărunți, chiar dacă se știe că cheltuielile pentru producerea acestora depășesc cu mult valoarea pe care o au. Mici cantități de bancnote și monede sunt fabricate permanent pentru înlocuirea celor uzate, iar cantități suplimentare sunt fabricate și lansate pe piață exclusiv la comanda BNR. Acum că am aflat cine și din ordinul cui se fabrică banii, ne putem pune întrebarea de ce nu se fabrică mai mulți bani pentru a scoate țara din criză sau pentru a acoperi măcar o parte din cheltuielile statului. Mecanismul reglării masei monetare nu este foarte ușor de înțeles pentru cine nu are pregătire economică, dar putem înțelege că emiterea de bani, fără ca aceștia să aibă acoperire în bunuri ori servicii, ar duce la o inflație galopantă cu consecințe dezastruoase pentru economie. Acest lucru ar însemna devalorizarea monedei și creșterea prețurilor. Banii nu au valoare decât dacă sunt acoperiți de către producția de bunuri și servicii. De aceea, politica monetară a BNR trebuie să aibă ca obiectiv controlul masei monetare și adaptarea acesteia la nevoile reale și sustenabile ale economiei. Cu mult înainte de inventarea banilor, lumea folosea ca monedă de schimb mărfuri precum sare, vite, grâne, perle, ceai, piei de animale și așa mai departe. În decursul timpului, aurul și argintul au ajuns la stadiul de bani prin libera concurență de pe piață
și au eliminat din acest rol celelalte bunuri. Piața Liberă a socotit aurul și argintul ca fiind cele mai potrivite pentru a juca rolul de bani. Apariția banilor însă a fost o mare binefacere pentru rasa umană. Fără bani, fără un mijloc universal de schimb, nu ar fi fost posibil niciun progres al economiei, dincolo de nivelul primitiv de supraviețuire. În acest fel, toate bunurile și serviciile se vând pe bani, iar banii la rândul lor sunt folosiți pentru a cumpăra alte bunuri și servicii pe care oamenii le doresc. Cea mai veche monedă atestată pe teritoriul românesc este drahma de argint în greutate de 8 grame, emisă de orașul grecesc Histria în anul 480 înainte de Hristos. Cetodacii foloseau monede macedonene, apoi au început să emită monede proprii din argint, asemănătoare cu cele ale celților, pentru ca apoi să emită celebrii coson de aur. Monedele romane, cum sunt denarii republicani sau imperiali, au pătruns și ele pe teritoriul Daciei, înainte chiar de ocupația romană, dar au continuat să circule și după retragerea aureliană, fiind apoi înlocuiți de monede bizantine. Primul voievod care a emis monede în formațiunile statale românești a fost Vladislav I în Țara Românească, el bătând ducați munteni din argint. Acesta a fost urmat de Petru Mușat în Moldova, care a emis groși de argint. Spre deosebire de Țara Românească și Moldova, Transilvania a avut emisiuni monetare de tip vest-european. Groși, oboli, dinari, creițari, taleri și ducați, începând cu anul 1538. Pe teritoriul românesc, pătrund foarte multe monede de-a lungul secolelor, circulând taleri turcești, galbeni ungurești și austrieci, zloți, carboave rusești, țechini venețieni, în total peste 100 de tipuri de monede. Ca o recunoaștere a unirii, Alexandru Ioan Cuza propune baterea de monedă care să se numească român sau romanat. Acest lucru însă nu era posibil, fiind condiționat de cantitatea de metal din vistieria statului, dar și de puterea otomană, care nu accepta emisia de monede proprii a statelor vasale. Cuza a bătut totuși în 1864 la Paris o monedă de aramă de 5 sutimi cu chipul lui, dar aceasta nu a fost pusă în circulație din cauza opunerii Turciei. Numele de leu are o istorie veche. La mijlocul secolului al XVII-lea, în plin declin politic al țării românești și Moldovei, piața monetară este invadată de mai multe monede străine. Cea mai cunoscută a devenit însă talerul olandez, care avea gravat pe una dintre fețe un leu. Leii olandezi au fost folosiți mai bine de un secol. Din cauza pronunției dificile și a desenului de pe monedă, românii au adoptat banul, dar i-au dat denumirea de leu. Asta a durat cam două veacuri, până când leul primește certificat de naștere pe 22 aprilie 1867, când a fost stabilită moneda națională leu, o monedă bimetalică, de argint sau de aur, având 100 de diviziuni, numite bani. Primele monede emise au fost cele divizionare din bronz, cu valori nominale de 1, 2, 5 și 10 bani, care au fost bătute în Anglia în 1867. În 1868 s-a emis prima monedă românească de aur, cu valoarea nominală de 20 de lei, într-un tiraj de doar 200 de exemplare, aceasta fiind considerată drept probă. Începând cu 1870, s-au emis și monede de argint, cu valori nominale de 50 de bani, 1 leu și 2 lei. Iar în 1880 s-au emis monede de argint de 5 lei. Monede din aur pentru circulație s-au bătut în 1883 și 1890. La 3 martie 1870 se înființează la București monetăria statului, care bate în același an moneda de argint de 1 leu și pe cea de aur de 20 de lei. Punând în circulație acești bani, guvernul român a ignorat complet pretenția otomană, care se referea la existența pe monede a unui însemn al suveranității turcești.
Primele însemne monetare de hârtie sunt biletele ipotecare emise conform legii din 1877 cu valori nominale de 5, 10, 20, 50, 100 și 500 de lei de către Ministerul de Finanțe pentru a obține fondurile necesare susținerii financiare a războiului de independență. La 1 aprilie 1880 a fost înființată Banca Națională a României, care era singura abilitată să emită monedă de metal și de hârtie. În 1906 s-au bătut o serie de monede de aur cu valorile nominale de 12,5 lei, 20, 25, 50 și 100 de lei la sărbătorirea a 40 de ani de domnie a regelui Carol I. În 1946 este emisă moneda de 100.000 de lei, iar la 25 iunie 1947 este emisă bancnota de 5 milioane de lei, aceasta fiind însemnele monetare cu cel mai mare nominal din istoria României. În 1947 se face denominarea la un raport de un leu nou la 20.000 de lei vechi. Reevaluarea este realizată de regimul comunist fără vreo avertizare prealabilă și fără posibilitatea de a schimba mai mult decât o sumă fixă din moneda veche. Acest lucru a fost făcut pentru a nu permite persoanelor din clasa mijlocie și cea de sus să păstreze o parte din venituri după naționalizare, pentru a le folosi la rezistența împotriva colectivizării și a instalării definitive a comunismului în România. În timpul regimului comunist, s-a renunțat la standardul aurului după ce au fost necesare ajustări drastice pentru a preveni inflația în urma denominărilor. După această decizie, leul și-a pierdut paritatea de schimb cu monedele străine și între 1970 și 1989, rata de schimb a fost stabilită de conducere prin măsuri legislative. Rata de schimb era utilizată pentru a calcula valoarea comerțului către alte state. În România nu se putea găsi valută și nici nu putea fi vândută persoanelor private. Posesia sau vânzarea de valută era o faptă penală care putea fi pedepsită cu până la 10 ani de închisoare. Prima emisiune monetară post-revoluționară este cea a monedei de 10 lei în 1990. În 1991 au apărut bancnotele de 500 de lei, 1000 de lei, 5000 de lei și 200 de lei. Bancnota de 500 de lei are două variante diferite, prima din 1991 și a doua din 1992. Bancnotele de 1000 de lei și 5000 de lei au două variante asemănătoare, prima din 1991 fără stemă și a doua din 1993 cu stemă. În 1996 și 2000 a apărut bancnota de 50.000 de lei. În 1999 a fost emisă și o bancnotă de 2.000 de lei, care a avut un caracter mai degrabă comemorativ, fiind lansată cu ocazia eclipsei totale de soare din 11 august 1999. Bancnota a fost realizată pe suport de plastic, metodă folosită la toate emisiunile din perioada următoare. Aceasta a fost prima bancnotă emisă în România și în Europa pe suport de polimer. Cu ocazia aceluiași eveniment, în 1999, a fost emisă și o monedă de 500 de lei, eclipsa solară, din aluminiu-magneziu, cu diametrul de 25 de milimetri. Această monedă a fost bătută pentru circulație într-un tiraj de 4 milioane de exemplare. La 25 octombrie 2010, Banca Națională a României a pus în circulație moneda cu valoare nominală de 50 de bani Aurel Vlaicu din Alamă, dedicată aniversării a 100 de ani de la primul zbor românesc efectuat de Aurel Vlaicu. La 12 septembrie 2011, BNR a pus în circulație moneda cu valoare nominală de 50 de bani Mircea cel Bătrân din Alamă, dedicată aniversării a 625 de ani de la urcarea pe tron a domnitorului Mircea cel Bătrân.
La 25 iunie 2012, BNR pune în circulație o monedă cu valoare nominală de 50 de bani, cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la urcarea pe tronul țării românești a Sfântului Voievod Neagoe Basarab și de la începerea construirii bisericii mănăstirii Curtea de Argeș. La 28 aprilie 2014, pentru comemorarea a 650 de ani de la urcarea pe tron a voievodului Vladislav I Vlaicu, Banca Națională a României a emis o monedă de circulație de alamă, având valoarea nominală de 50 de bani, într-un tiraj de 1 milion de exemplare. La 1 iulie 2015, Banca Națională a României a pus în circulație o monedă comemorativă cu valoare nominală de 50 de bani, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la denominarea monedei naționale, într-un tiraj de 1 milion de exemplare. La împlinirea a 575 de ani, de când Ioan de Hunedoara a devenit voievod al Transilvaniei, Banca Națională a României a pus în circulație la 4 aprilie 2016 o monedă comemorativă de 50 de bani din alamă. Tirajul acestor monede este de 1 milion de exemplare. Cu același prilej a fost emisă și o monedă de aur cu valoarea nominală de 100 de lei. La data de 1 iulie 2005, leul românesc a pierdut ultimele 4 zerouri prin denominare. Leul românesc, numit RON, este noua unitate monetară a României. De la această dată, sunt în circulație următoarele bancnote și monede. Monede de 1 ban, 5 bani, 10 bani, 50 de bani. Iar bancnotele sunt de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 de lei, 100 de lei, 200 de lei și 500 de lei. Banii reprezintă una dintre cele mai importante preocupări pentru majoritatea dintre noi. Muncim pe brânci și neglijăm sănătatea ca să facem bani, iar la bătrânețe sau mai devreme îi cheltuim pe sănătate. Se spune că cei care au mulți bani sunt prea ocupați să-i cheltuie, iar cei care au prea puțini sunt prea ocupați să facă rost de ei. Însă cu toții, indiferent de situația materială, resimt efectele îngrijorărilor cu privire la bani. În aceste condiții ne putem pune întrebarea: banii sunt stăpânul sau sclavul nostru?